FC Hunedoara a învins cu scorul de 4-0 pe formația Crișul Sânt Andrei din Liga a 4-a Bihor. Lidera seriei a 5-a, a Ligii a 3-a, a făcut instrucție cu mai modesta sa adversară din campionatul județean Bihor pe terenul sintetic din Salonta. Trupa antrenată de Marius Opric a controlat meciul printr-un joc de calitate și o atitudine rar întâlnită în amicale. Golurile hunedorenilor au fost marcate de Bogdan Roiu în prima repriză, Trășcan de 2 ori și Ionuț Radu după pauză. FC Hunedoara va susține următorul meci test mâine în compania formației Corona Brașov, lidera surpriză a seriei Vesta Ligii a 2-a.